habits, just like gadgets. You tell me with the two hands, I'm too bad. Bine, v-am regăsit la un nou daily vlog, avem la valiera, o avem. Astăzi este marți, eu am vrut încă de dimineață să vorbesc cu voi, însă nu s-a putut. Am filmat un clip, clipul pe care voi l-ați văzut vineri, acela cu rutina de îngrijire a tenului. Dacă tot l-am filmat, am zis hai să-l și editez, să-mi iasă o grijă, pentru că, cine știe, poate nu e ok, poate nu s-a auzit bine, poate... Mă rog, diferite motive și să fiu eu sigură că l-am pregătit, l-am și urcat pe privat pe YouTube. A venit Cristi de la muncă, până a mâncat și el, s-a tuns, pe urmă a fost la salon, ne-am îmbrăcat repede și acum la ora 7 și 11 minute plecăm și noi în Mamaia. După o lungă perioadă în care am stat numai în casă, dacă ați urmărit vlogurile mele îndeaproape, cunoașteți că vreo două săptămâni am avut probleme mari de tot cu durerea de cap, cu sinuzita, pe urma a venit săptămâna cu urechea în care n-am auzit absolut deloc nimic și numai chef de ieșit nu aveam și am zis gata, astăzi marți, deși voiam de ieri luni, dar astăzi marți ieșim să ne plimbăm, vedem, dacă ne-e foame mâncăm ceva, bem ceva, cine știe. Eu din nou nu mi-am luat stabilizatorul pentru cameră și vă zgârțăi, dar aia e, important e că mă auziți și că mă vedeți cât de cât ok. Ieri... Era pe tonul nostru timp, l-ai văzut? Nu, serios? Păi da. Vai, de ce nu mi-ai zis, mă, și mie? Eu m-am uitat la mașină și după aia am văzut șoferul. Aoleu, păi la cum văd eu, puteai să fii și tu, că doar că-ți cunosc numărul. Vedeți că sunt un pic transpirată pentru că e cald. Dă-i frăție drumul la aer că murim. Ieri n-am făcut vlog pentru că am editat tot ce am filmat săptămâna trecută, clipul acela cu machiaj, care a ieșit o combinație dintre un daily vlog și un haul, un testez produse de make-up. Sper că v-a plăcut, încă nu știu. Aoleu, trebuie să-l postez. Aoleu, aoleu, n-am postat clipul. Oh my god. Așa. Și a venit la fel, a terminat Cristi ieri munca mai devreme. Am dormit de la ora 5 sau de la ora 4? De la 4 până la 8. Nu, până la 7 jumate. Cam așa, bine, la 8 ne-am ridicat și noi. Cristi mă întreba la Risa cât e ceasul, facem o cafea. Ce să mai facem, frate, cafea? Că mai avem 3 ore și ne culcăm la loc. Da, a fost o zi așa foarte relaxantă ieri. Și de aia n-am filmat, n-am făcut absolut nimic pentru că avem de recuperat nopți nedormite, oboseală, chestii din astea și când prindem momentul, asta facem. Este foarte cald afară, foarte cald. 31 de grade, la ora 7. Nu te cred. Da. 31? Da. Vai de mine. Este golden hour, acum s-a micșorat ziua, deci eu încep ca Mamaia. Când vorbesc cu Mamaia asta, ăsta este primul lucru pe care îl zic. Mamaie, s-a micșorat ziua sau Mamaie, s-a mărit ziua? Și asta îmi spune și ea. S-a micșorat ziua, fraților, vine toamna, Doamne, abia o aștept. Știu că mi-au mult hate pe chestia asta pentru că toată lumea îmi spune: Larisa, voi care stați la mare, de ce nu mergeți la plajă? De ce nu vă place căldura? Poate de ce? De ce? A treia pe anul ăsta. Da. Băi, nu ne place. Adică ne place să mergem la mare, dar nu neapărat să stăm la soare, la plajă, să ne prăjim. Nu e stilul nostru. Noi mergem la mare și toamna, și iarna, și oricând. Ați văzut că vă iau și pe voi cu mine, dar în rest nu îmi place așa să stau în agitație. Plus că, cu siguranță, ați citit despre fenomenul care s-a întâmplat anul ăsta în mare, cu toată treaba cu curenții și că apa a fost super rece. De ce să merg? Doar să stau să mă coc, să mă prăjesc și să n-am cum să intru în mare, mi se pare stupid. Și referitor la ce zicea Cristi, ar fi a treia oară când mergem la plajă aici. Noi am fost săptămâna aia în Bulgaria și nici atunci n-am fost, adică am stat la piscină și atât. Și în Constanța n-am fost, mamă. Deci stai să închid ăsta că mi-a înghețat capul. Da. Ce voiam să vă zic? Nu mai știu ce voiam să vă zic. Mă rog, tot ceva de genul ăsta, eu vreau să vină toamna, nu mă interesează, toate ca toate, să vină în toamnă. Acum ajungem, parcăm pe undeva și mergem, ne plimbăm, nu? Alte planuri nu avem, vedem ce facem, pe unde ajungem. Doar ne plimbăm. Voi, da. Mamă, ia uitați-vă ce aglomerat este la telegondolă. Da.
Am zis că mergem cu telegondola, mă. Puteam să mergem și astăzi. Ei, nu cred că vreau să merg cu bluza asta. Ca e bluză bună. În telegondolă, în perioada asta, este foarte, foarte, foarte aglomerat și chiar dacă nu sunteți din aceeași familie, să zic, suntem băgați așa, precum chiftelele, și mie nu-mi place treaba asta, știți, problema mea cu aglomerația, cu agitația, și de aia nici nu prea ieșim acum, pentru că e foarte, foarte, foarte aglomerat. În fine, mi-am băgat telefonul la încărcat astăzi, să știți, și am baterie, deci pot să filmez cu telefonul. Am făcut și sport înainte de asta, aveam nevoie de o curățare a energiei, așa, și eu asta fac când mă simt super stresată, fac sport. Și cam atât. Gata, v-am lăsat, ne auzim mai târziu, vedem ce vă mai arăt și vouă, ce mai vedem și noi, pe unde mai mergem, găsim chestii interesante, dacă bem ceva. Am venit puțin și pe plajă, pentru că n-am mai fost și așa cum vă spuneam, nouă ne place să venim pe plajă când nu e foarte multă agitație și filmez și pentru voi, bineînțeles. Deci mașina. Unde e mașina? Unde? Acolo. 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 Să știți că e surprinzător de liniște, deloc aglomerat. Am fost un pic la mare, Doamne, cât de frumos, cât de liniște, aer curat. E umiditate afară, dar nu este sufocant de cald. Mâine ne-am propus să mergem la plajă, să vedem dacă ne ținem. Sper să n-apară alte chestii, dar cu siguranță mâine vom veni la plajă, dacă așa ne-am pus în plan. Am ieșit de pe o parte a promenadei, am venit în alta. Căutăm și noi un loc în care, la ăștia, Cristi? Sau nu-i cazul? Căutăm un loc în care să mâncăm bine. Cunoașteți problemele care au fost în ultima perioadă cu mâncarea, cu enterocolite, cu nebunii și nu vrem asta. Și ne gândim unde să mâncăm. Avem mai multe opțiuni, dar să vedem. Da, ce drăguț! Foarte tare! Și tare. Vrem să mâncăm ceva. Cred că n-a început. Are nu? Căutăm să mâncăm, da, să mâncăm. Pe urmă dăm o fugă pe aici, lăsăm în parcarea asta mare mașina și aici o lăsăm sau mai în față? Puțin mai în dreapta, să ne deplasăm prea mult. Da,
foarte drăguț, v-am zis, deloc aglomerat. Ca turiști. Mi s-a port ok, da, ca turiști am fost astăzi. Mă refer deloc aglomerat pe plajă, pentru că pe promenadă erau oameni. Însă pe plajă, liniște, frumos, marea superbă, ca de obicei. Mergem să găsim un loc să mâncăm, pentru că ne roade la Ghiozdănel. Și vă arăt și vouă ce mâncăm și unde, în primul rând unde. Până la urmă am venit la Sabroso, asta era prima opțiune, dar ne-am mai gândit un pic și am venit la Sabroso, stăm aici puțin afară, găsim ceva să mâncăm, nu filmez în partea aceea pentru că sunt oameni, hai să mergem să vedem. Dacă eu v-am spus ieri că astăzi mergem la plajă, clar, astăzi mergem la plajă. Ne-am echipat de plajă, exceptând papucii mei, mi-am dat toate accesoriile jos, pentru că avem de gând să stăm mai mult prin apă, nu vrem neapărat să stăm la soare. Mergem mai mult pentru mare, aseară apa era foarte caldă, a băgat Cristi puțin mâna și era super caldă. Am zis că astăzi toată ziulica, de fapt toată ziulica, cât ne mai rămas este ora, stai să văd, 4 fără 20. Cât a mai rămas din zi, vrem să stăm la mare, seara nu știu ce facem, nu cred că vom mai ieși, să vedem. Și când ajungem acasă, n-am mai deschis camera pentru că n-avea sens oricum. De acum înainte voi filma cu telefonul așa cum am filmat și aseară și n-avea sens să deschid camera. Voiam să vă spun că burgerul acela de la Sabroso a fost extraordinar. Eu am mai mâncat odată la Sabroso burger, dar parcă n-a fost, frate, chiar atât de bun. Bun, 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 rău de tot, vă recomand. Dacă veniți prin Constanța și ajungeți în partea aia de Mamaia, la Rex, puteți să mergeți la Sabroso și să mâncați burger, pentru că este foarte, foarte, foarte bun. Și aseară am stat la Sabroso foarte mult timp, am băut apă foarte rece, cu foarte multă gheață și foarte multă lămâie și cam atât. Pe urmă ne-am întors acasă, am făcut duș și somn, iar ne-am apucat târziu și aseară. Astăzi m-am ocupat de gătit, am făcut supă cremă de linte cu foarte multe legumițe. Aici am depus lenjeria, aia este geanta de plajă. Am spălat vreo 5 mașini, una cu prosoape și fețe de pernă, una cu lenjeria pe care doar ce am luat-o de pe pat, am spălat și păturile și fețele alea de la pui de pernă din sufragerie, foarte mult, deci dormitorul 2 e blindat, numai cu haine la dezumidificator, am făcut și ceva sport la aparat și asta a fost toată ziua mea până acum. Mergem la plajă, filmez și pentru voi să vedem. O să fie lume, nu o să fie. Eu sunt foarte curioasă dacă va fi aglomerat sau nu. We're all on a roll tonight. We may be sparky. All the men be dancing right. Moving my body. Clubbing feels so sweet. Turn again. Vedeți cum este părul meu natural în felul acesta.
am părul natural foarte ondulat. Îmi place cum este el în starea lui naturală, atât timp cât părul este sănătos. Dar acum că l-am decolorat și nu prea e el în cea mai bună formă, bineînțeles că și onduleurile mele sunt un pic cam ciudățele. Am terminat la plajă. A fost efectiv fabulos. Nu prea am putut să vorbesc cu voi. Să vă zic și de ce. Pentru că nu am stat pe șezlong absolut deloc. Am stat acum la final vreo 15 minute, 20 cam așa, de ne-am uscat, bine, mică măsură. În rest am stat numai în apă. Deci chiar vorbeam cu Cristi, pentru că noi când am ajuns în Mamaia am plătit parcarea la 4 și 2 minute sau ceva și Cristi a plătit 2 ore. Am zis, băi, până la ora 6 și 2 minute sau și 4 minute cu siguranță o să plecăm, pentru că nu ne gândeam că vom sta atât de mult în apă. Dar Cristi a avut G-Shock-ul la mână și s-a uitat la ceas când eram în apă. Oh my god. Și era 6 fără 10 sau 6 fără un sfert. Efectiv nu ne-am dat seama cum a trecut timpul și am mai stat. Este acum 7 fără un sfert. A fost grozav. Apa foarte caldă, dar mulți curenți. Deci dacă nu știți să notați sau dacă nu vă place aventura, nu cred că vi se potrivește. Pentru noi a fost grozav, pentru că nouă ne plac valurile într-un mod conștient vorbind, bineînțeles că altfel nu ne aventurăm așa de pomană, însă a fost grozav, cu valuri, cu nevaluri, cu absolut tot, ne-a plăcut mult și nu ne-am bronzat sau ceva, adică am rămas la aceeași nuanță. Deci, doamne, ce traporul meu. Oh my god, da, așa este părul meu natural. Da, ce să zici și tu acum. Uitați-vă la el. Trebuie să ajung acasă, adică o să ajung acasă și trebuie să-l clătesc cu niște apă. Nu îl voi spăla pentru că mi-am spălat părul la altă ieri și n-are sens să-mi pun iar șampon și mască și toate alea. Dar trebuie să îi dau cu puțină apă și un balsam, ceva. Da, am plecat pentru că am mai fi stat, dar a început să bată vântulețul acum și s-a cam înorat. Noi am prins o vreme super bună, deci foarte cald, foarte liniște, n-a bătut vânt, nu nimic, dar acum s-a înorat. Ce-i drept, e și ora 7 și cum vă spuneam eu ieri, nu cred că pe timpul ăsta sau poate pe timpul ăsta, că s-a micșorat ziua. Și se simte lucrul acesta. Dar noi ne bucurăm atât de mult că am reușit să venim la plajă, deși știu că e ciudat, băi, da, stați în Constanța, ok, stăm, dar timpul este limitat, cel puțin vara asta. Nu se compara atunci când mergi în excursie, exact, în vacanță și stai doar și la mergi plajă. Doar, da, și mergi doar pentru mare și pentru plajă și doar stai acolo, adică când stai acasă, ai treabă, ai da. Job-uri, ai... Astăzi a tras puțin Cristi de mine pentru a merge la plajă, pentru că, v-am zis, eu m-am spălat, aveam multe chestii de făcut prin casă. Și el a tot insistat, bă, hai să mergem dacă e frumos, zicea că mâine o să plouă în proporție de 70. Așa. Și am zis să profităm de timpul acesta bun. Ajungem acasă, îmi spăl și eu părul ăsta care vai, 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 vai cum este. Și ne auzim după, vedem ce mai facem. V-am zis, nu cred că mai ieșim, poate doar stăm puțin cu Garfi în curte, pentru că săracul nu l-am scos zilele astea deloc. Și trebuie să mai ieșim și cu el, că e necesar atâta timp cât ne-am asumat responsabilitatea de a avea o pisică, trebuie să-l mai scoatem și pe el aer, vedem ce mai facem. A, și vreau să gătesc niște paste, deci mi-e foame când mă gândesc la niște paste bolonieze cu foarte mult parmezan deasupra. De fapt, doar pastele cu sosul roșu mie îmi strânesc interes. Eu astăzi n-am mâncat carne, am făcut supa aceea și mi-a plăcut foarte mult. N-am mâncat, pe urmă mi-am pus o felie de pâine cu peanut butter și asta a fost tot ce am mâncat și vreau să fac pastele acelea. Voi pune și puțină cărniță, cum se numește? Puțin Kaiser din acela, nu Kaiser, mă rog, tot un mezel din ăla, o combinație între mușchi și Kaiser ce-o fi, pentru gust și atât și pentru că mănâncă Cristi, dar eu vreau doar pastele, pur și simplu cu sosul roșu și cu foarte mult parmezan deasupra. Yummy! Ne vedem acasă! Nu știu cum se întâmplă, dar eu reușesc să vorbesc cu voi numai la ora 7. Zici că sunt... Cum se numea radio-ul ăla? România Actualități a fost ora 7.
De fapt, la ora 19 eu vorbesc cu voi. Aceeași oră, 7:04 minute, noi ne-am îmbrăcat nici prea frumos, nici prea urât, așa, basic, pentru că vrem să mergem să ne plimbăm cu supraetajatul, autobuzul acela cu încă un etaj, care este în ediție limitată, doar pe timpul verii în Constanța, și mergem la gară, de acolo luăm, ne plimbăm, filmez puțin și pentru voi și gata cu vlogul ăsta, știu că o să fie scurt, am editat la ce v-ați uitat voi până acum, sincer nu voiam să mai filmez astăzi, aveam de gând să scriu așa pe ecran că acela a fost vlogul, doar că a zis Cristi că ar fi păcat să stăm în casă și în seara asta, vedeți, el e motivația mea, el. Și dacă el a zis, hai să ieșim, eu zis, ok, hai să ieșim, plus că eu mi-am terminat treaba pe care o aveam de făcut pentru ziua de astăzi și am zis să filmez și pentru voi, altfel n-ar fi fost partea aceasta dacă n-ar fi zis Cristi, hai afară, așa. Și acum mergem la gară, de acolo o luăm, pentru că vrem să... Opa, vrem să... Scuze, am primit un mesaj, amândoi de fapt. Și vrem să luăm de la gară pentru că facem întreg... cum să zic, circuitul, traseul. Da, traseul. Da, vrem să intrăm și în port, foarte drăguț. M-am deconcentrat de la ceva din cauza traficului. Astăzi am făcut vinete cu maioneză și am mâncat la vinete cu maioneză. Dacă mă cunoașteți și sunteți mai vechi pe canal, știți deja că eu iubesc vinetele cu maioneză. Las orice, cartofi prăjiți, pizza, nu contează, pentru vinete cu maioneză făcute de mine sau de mamaia, atât. Și astăzi am făcut, am mâncat jumătate de castron și sunt până aici de vinete cu maioneză, de-aia nu mai am nevoie de absolut nimic. Ok, hai că mai avem puțin și ajungem, foarte aglomerat în oraș. Aseară n-am mai vorbit cu voi, dar oare ce am făcut? Unde am fost ieri? Nu am fost la burger, la plajă, nu? La plajă. Și după aia n-am mai ieșit. Și după aia, da, după aceea nu am mai ieșit. Pentru că s-a făcut destul de târziu, am ieșit cu Garfi în curte, avea și el nevoie săracul, cred că v-am spus și el și ieri de treaba asta, că noi l-am obișnuit așa să-l scoatem în curte dacă ar fi fost neobișnuit, adică să-l ținem de luni până duminică numai în casă, aș fi zis, dar se vede, îmi dau seama când are nevoie să meargă afară, pentru că miorlă e la ușă, știe deja că... pe acolo ieșim și vrea și el să iasă. Și am stat cu el afară, în rest n-am mai făcut absolut nimic. A, și încă o chestie. De ce n-am mai vorbit cu voi astăzi? Mi s-a spart o țeavă. Cum putea să se întâmple chestia asta dacă nu fix în perioada asta? De fapt, nu s-a spart o țeavă, s-a fisurat. Eu am observat lucrul acesta pe la începutul săptămânii, nu? Când am văzut o pată pe perete. Noi, din cauza faptului că în casa în care stăm nu a mai locuit nimeni, era, adică a fost complet nelocuită, mai aveam din când în când probleme cu mucegaiul în colțuri din cauza umezelii, da, umidității, puneam dezumidificatorul și se rezolva toată treaba. Băi, dar de data asta am văzut după ușă o pată care nu semăna cu ce am avut noi până acum, adică cu mucegaie sau ceva, ci era într-o culoare ruginie. Și am zis lui Cristi, am dat cu de la de mucegaie, dar nu s-a întâmplat nimic și pata se mărea. Cu cât treceau zilele, cu atât pata se mărea, până ajunsese cam un sfert, aproape jumătate din perete, de după ușă, v-am zis. Și am cerut și noi mai multe păreri și tatălui meu și tatălui lui Cristi și într-un final s-a constatat faptul că este o țeavă fisurată și apa se infiltrează în perete. Vă dați seama... că fix asta îmi trebuia, eu azi am avut zi de curățenie și am curățat tot, pur și simplu tot. Și asta îmi lipsea, să spargem pereți, să nu știu ce, dar a fost necesar. Au venit domnii la, cât dimineața? 8, da, și puțin dimineața, eu nedormind, deci nu am închis un ochi toată noaptea din cauza lui Garfi, pentru că ieri a dormit toată ziua, noi dacă am fost la plajă. El a dormit toată ziua și pe timpul serii vă dați seama că nu mai avea pic de somn. Și ba îmi rodea capacul de la sticla cu apă, ba mă rodea de nas, mă trăgea de ureche. De la mirosul acela, din cauza petei, mirosea umezeală, nu puteam să închidem ușa la dormitor și să-l lăsăm pe hol. Și l-am suportat așa, eu pe el și el pe mine.
Și n-am dormit. Iar astăzi când m-a sunat Cristi de dimineață și mi-a zis, pe la 8, v-am zis, 8 și ceva, și mi-a zis, Larisa, vezi că vor veni domnii să se uite la țeava aia, zic, nu, fix în dimineața asta. Bine, deci inițial nu era vorba să intervină la noi. Da, 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 noi credeam că este din centrală. Da, din camera cu centrala, de la o anexă, doar că s-a dovedit că problema era și la noi. Dar bine că s-a rezolvat toată treaba, am rămas cu două găuroaie în perete, de fapt, da, în perete, mă rog, nu vă complic acum cu foarte multe explicații, pentru că casa e un pic ciudat construită. Am rămas cu două găuroaie, eu le-am acoperit cu foi din alea A4, le-am lipit cu scoci foarte bine, pentru că nu suport ideea să am găuri în casă pe undeva. Ei, am văzut eu un film când eram mai mică, nici nu știu dacă ți-am zis, și dintr-un găuroi din ăla ieșau foarte mulți păianjeni pe timpul serii. De fapt, în timpul nopții. Mamă, și când m-am uitat la gaura aia, fix acolo m-am gândit. Și zic, nu, lasă-mă șarpele, că la n-are, nu-ți face nimic. Dar păiangănul, nu? Hai să te mănâncă. Un păiangăn, da. Așa spuneam eu când eram mică, păiangăn. Mie nu-mi plac păianjenii, absolut deloc. Și când am văzut găuroiul ăla, fix la film m-am gândit, am luat repede coli. Am sigilat bine, 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 până o să se rezolve toată treaba. Trebuie să punem rigips acolo și să reparăm și olelei. Altă mâncare de pește, dar da. Și din cauza asta n-am vorbit astăzi, pentru că a durat destul de mult, de la 8 jumate până pe la vreo 12. Cred că s-a întins treaba, pentru că nu ne-a, nici domnii, cred că nu se așteptau să fie acolo la noi problema și a ieșit o varză. Și apropo de varză, hai că n-am vorbit ieri cu voi, dar recuperez astăzi. Apropo de varză, ce credeți că fac? Din cauza sinuzii, deși v-am mai povestit și nu vă mai introduc în treaba asta, pentru că deja am obosit eu să mă plâng, dar apoi voi să mă ascultați. Am sinuzită, o sinuzită nasoală. Încă nu i-am dat de cap, tratamentul e lung, mă rog. Și încă am durerile acelea. Când au fost Vlad și cu Alina, prietenii noștri, la noi, îi spuneam Alinei de treaba asta, amândoi sunt medici, și Vlad și Alina, îi spuneam Alinei de treaba asta că nu știu pur și simplu ce să mai încerc. Am încercat de toate, antibiotice, ce nu vă puteți imagina, repet, cu recomandarea medicului. Eu nu iau niciodată pastile după ureche sau tratamente după ureche sau altceva. Și mi-a zis Alina, băi, Larisa, ce mai poți să... Eu o întrebam de chestii naturale și îmi spunea Alina, ce mai poți tu să încerci este varza. Să-ți pui foaia de varză bătută puțin cu ciocanul ăla de șnițele, o pui pe față și vezi cum te simți. Vreau să vă zic că de luni fac treaba asta, astăzi este joi și mă simt mai bine. Că tot vorbeam de varză, că de aici am plecat. Astăzi am stat și cu varza pe față și cum vă ziceam, am respectat ce mi-a spus Alina cu varza aceea și chiar văd rezultate. Mă simt mult, mult, mult mai bine. Parcă nu mai am înfundarea aia așa în sinusuri. Bineînțeles că încă urmez tratamentul și mă gândesc că și ăla își face efectul. Până una alta mi-a ameliorat, să zicem, și toată treaba asta naturală, naturistă cu varza. Și încă o chestie și gata, v-am lăsat. Am febră musculară. Vai, deci am făcut o combinație nemaipomenită, fix ieri și alaltă ieri am făcut sport, dar am făcut, frate, am tras la aparatul ăla de... Mi-a ieșit toată energia negativă din mine și ieri am și notat în valurile alea, deci abia reușeai să-ți ții echilibrul în apă. Eu nu simțeam pentru că mușchii mei erau încălziți, iar azi dimineață când m-am dat jos din pat, când mi-a zis Cristi, vezi că vin domnii să se uite la țeavă, eu eram, aoleu, stai, aoleu, ce mă doare, ah, mâinile, picioarele, abdomenul, vai de mine, și sunt plină de febră musculară, nu mai pot. Azi n-am avut timp să fac sport, pentru că eu așa îmi revin, dar voi face mâine, mai am mâine de făcut curățenie în baie și bucătărie. Și sigur, sigur o să am timp și de sport, pentru că oricum am editat și vlogul pentru duminică, adică acesta la care vă uitați voi, mai am de editat partea asta și ce mai filmez în această seară. Da, noi încă n-am găsit loc de parcare, am ieșit de acolo, încă suntem în căutarea lui. Pleacă supraetajatul. Dar îl așteptăm, pentru că dacă veniți în Constanța, până la ce oră? Până la 10 parcă puteai să-l iei pe ultimul, dar ultimul nu mai intra în port, în portul port, în portul Constanța. Da. A fost ora 19:30. Eu mi-am luat niște, de fapt Cristi, mi-am luat niște sticks-uri din astea, de la tutun și ziare, un buticuț din ăla,
Am luat și o apă și așteptăm să vină supraetajatul. Momentan foarte multă lume în gară, dar nu au treabă cu noi, oameni cu tren. Noi așteptăm aici să vină autobuzul nostru. Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you, no.